dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi este 15 ianuarie, ziua culturii naționale, ziua lui Eminescu, și eu lucrez astăzi. M-am trezit, m-am dus la baie, nu știu dacă o să mănânc ceva, nici nu-mi e foame, dar vreau să mă machiez și mă pregătesc să ies din casă. La 9 trebuie să fiu la un monument al eroilor, unde se depun niște gelbe, niște coroane de acelea, și trebuie să filmăm. Și apoi nu știu ce o să-mi rezerve ziua de astăzi, nu știu cât o să dureze, eu sper cât mai puțin, dar vă iau cu mine. Bună dimineața, domnul Paul! V-ați trezit? Ei, da! Păi ce crezi, că eu am chef? Du-te, mă! Ne vedem acolo, da? Pe bune, mă! Na, și vorbești tu cu domnul Covașă, managerul? Serios acum? Doamne ferește, adică eu m-am trezit degeaba, mă! Dar mă culc și eu! Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Schimbare de plan neașteptată. Nu mai mergem la evenimentele pe care le aveam astăzi pe ordinea de zi. E posibil să trebuiască doar să scriu și cam asta e. Dar, da, cam așa se întâmplă, nu știu. O să stau oricum în gardă astăzi, pentru că dacă toți sunt de servici, o să stau în gardă, dar deocamdată o să fac micul dejun și apoi poate mergem până în piață să mai luăm una alta. Mi-e atât de tare, îmi place să merg în piață dimineața. E mirosul ăla de legume proaspete și de fructe, mamă. Deci îmi place la nebunie, doar că da, nu am timp să merg aproape niciodată, dar astăzi fiind sâmbătă o să merg. Vreau să-mi iau niște ciorapi, niște dresuri dacă găsesc. La noi există așa, lângă piața mare și lângă piața mică, niște tarabe cu tot felul, ciorapi, dresuri, haine, și de acolo mai iau. Și da, cam asta e. După aia o să facem curățenie. Mama o să facă ceva de mâncare, iar eu o să mă apuc de curățenie. Vă spun sincer că nu mă simt foarte bine. Am o durere de ovare foarte mare. Dar asta este. Continuăm. Eu sunt bucuroasă că n-am răcit, pentru că toți colegii mei sunt răciți. Unul are COVID, deci un coleg de la lucru are COVID și eu n-am răcit. Deci e ceva... Eu până acum eu eram prima care răcea în orice situație. Dacă exista așa un virus care circula prin zonă, eu îl luam. Eu eram cea care îl luam. Acum nu știu. Deocamdată n-am răcit, dar nu vreau să mă laud, pentru că știu că
De obicei, când te lauzi, răcești fix atunci. Așa că mai bine tac. Bun. Da, ziua noastră continuă, cu sau fără Eminescu. Să vă arăt și cum e afară, pentru că a ieșit așa soarele, un pic. Nu a ieșit foarte tare și foarte fain. Stați așa. Ce fain e. Cum se văd copaci acolo. Din cauza soarelui care a ieșit puțin. Dar e foarte frig. Pentru că a nins aseară, după cum se vede. Stai că nu știu dacă am focalizat. Da. Harșovski a arătat că primăria municipiului Suceava își dorește integrarea copiilor din familii defavorizate în sistemul, în sistemul educațional și creșterea frecvenței la grădiniță, motiv pentru care oferă un stimulent educațional. Cartonaș. Dacă pentru majoritatea dintre noi mersul la grădinița copiilor este o normalitate, din păcate există familii pentru care acest lucru este greu de realizat prin prisma veniturilor mici. Harșovski a arătat că primăria municipiului Suceava își dorește integrarea copiilor din familii defavorizate în sistemul Harșovski a arătat că primăria municipiului Suceava își dorește integrarea copiilor din familii defavorizate în sistemul educațional și creșterea frecvenței la grădiniță. Motiv pentru care oferă un stimulent educațional. Cartonaș. Dacă pentru majoritatea dintre noi mersul la grădinița copiilor este o normalitate, din păcate există familii pentru care acest lucru este greu de realizat. Prin prisma veniturilor mici, primăria municipiului Suceava își dorește integrarea copiilor din familii defavorizate în sistemul educațional și creșterea frecvenței copiilor la grădiniță, motiv pentru care oferă un stimulent educațional sub formă de tichete sociale, a declarat Lucian Harșovski, primar. A declarat Lucian Harșovski, viceprimarul municipiului Suceava. Acesta a menționat că în cursul anului 2021 au fost distribuite 433 de tichete sociale. Modelul de cerere pentru acest ajutor
Modelul de cerere pentru acest ajutor și declarația pe propria răspundere pot fi găsite pe site-ul primăriei, la secțiunea Direcția de Asistență Socială. Harșovski a arătat că primăria municipiului Suceava își dorește integrarea copiilor din familii defavorizate în sistemul educațional și creșterea frecvenței la grădiniță. Motiv pentru care familiile cu venituri mici vor beneficia și anul acesta de diete sociale pentru a-și putea trimite copiii la grădiniță, a anunțat viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski. Acestea se acordă preșcolarilor care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei și care au prezență zilnică, cu excepția absențelor motivate. Harșovski a arătat că primăria municipiului Suceava își dorește integrarea copiilor din familii defavorizate în sistemul educațional și creșterea frecvenței la grădiniță, motiv pentru care oferă un stimulent educațional. Dacă pentru majoritatea dintre noi mersul la grădiniță a copiilor este o normalitate, din păcate există familii pentru care acest lucru este greu de realizat, prin prisma veniturilor mici. Primăria municipiului Suceava își dorește integrarea copiilor din familii defavorizate în sistemul educațional și creșterea frecvenței copiilor la grădiniță, motiv pentru care oferă un stimulent educațional sub formă de etichete sociale, a declarat Lucian Harșovski, viceprimarul municipiului Suceava. Acesta a menționat că în cursul anului 2021 au fost distribuite 433 de etichete sociale. Modelul de cerere pentru acest ajutor și declarația pe propria răspundere pot fi găsite pe site-ul primăriei, la secțiunea Direcția de Asistență Socială. În hotărârea adoptată miercuri de Guvernul României se arată că finanțarea acestei investiții se face din fonduri externe nerambursabile prin intermediul programului operațional Infrastructura Mare 2014-2020, axa prioritară de dezvoltare a unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient. Reducerea timpului de staționare la punctele de comunicare transnațională reprezintă principalul obiectiv al proiectului. Cartonaș. De asemenea, este extrem. De asemenea, extrem de important este faptul că prin acest proiect Vama Siret va dispune de un scanner rapid pentru tirul. În hotărârea adoptată miercuri de Guvernul României se arată că finanțarea acestei investiții se face din fonduri externe nerambursabile prin intermediul programului operațional Infrastructura Mare 2014-2020, axa prioritară. Dezvoltare a unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient. Reducerea timpului. Reducerea timpului de staționare la punctele de comunicare transnațională reprezintă principalul obiectiv al proiectului.
De asemenea, extrem de important este faptul că prin acest proiect Vama Siret va dispune de un scanner rapid pentru tiruri. S-a întârziat destul de mult acest proiect și sper să-l grăbească și să intre cât mai repede în implementare, pentru că Vama Siret nu arată cel mai bine în momentul de față. A spus Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean. Valoarea proiectului este de aproximativ 10 milioane de euro și se preconizează a fi gata în 2023, urmând ca până în 2026 să se finalizeze segmentul de autostradă Pașcani-Siret, circa 110 km de drum de mare viteză, drum expres sau autostradă vor fi realizați între Pașcani și Suceava și mai departe până la Vama Siret, în continuarea autostrăzii Moldovei A7, care ajunge la Pașcani dinspre sud. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de modernizare a Vămii Siret. Acest lucru va duce la scurtarea timpilor de așteptare pentru tiruri și autoturisme și va crea o legătură pentru o viitoare autostradă în zonă. În hotărârea adoptată miercuri de Guvernul României se arată că finanțarea acestei investiții se face din fonduri externe nerambursabile prin intermediul programului operațional Infrastructura Mare 2014-2020, axa prioritară de dezvoltare a unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient. Reducerea timpului de staționare la punctele de comunicare transnațională reprezintă principalul obiectiv al programului. De asemenea, extrem de important este faptul că prin acest proiect Vama Siret va dispune de un scanner rapid pentru tiruri. S-a întârziat destul de mult acest proiect și sper să-l grăbească și să intre cât mai repede în implementare, pentru că Vama Siret nu arată cel mai bine în momentul de față, a spus Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean. Valoarea proiectului este de aproximativ 10 milioane de euro și se preconizează a fi gata în 2023, urmând ca până în 2026 să se finalizeze segmentul de autostradă Pașcani-Siret. Circa 110 km de drum de mare viteză, drum expres sau autostradă vor fi realizați între Pașcani și Suceava și mai departe până la Vama Siret, în continuarea autostrăzii Moldovei A7, care ajunge la Pașcani dinspre sud. Ate, Eminescu, să ne judece, Eminescu, Eminescu. Am ajuns acasă, dragilor, după cum ați văzut, am fost în piață și acum m-am întins în pat și cred că o să dorm. La ora 3 m-am programat la unghii, să merg să-mi fac unghiile cu gel și aș dormi un pic, apoi mă trezesc să dau cu aspiratorul, să șterg praful și cam asta. Am un haul de la Pepco, doar că nu mai am energie să filmez separat, așa că vă arăt rapid produsele. Mi-am luat o tigaie, mi-am dorit foarte mult o tigaie mică, după cum vedeți e micuță, nu pentru clătite, pentru prăjit ouă, am dat 21 de lei pe ea. Așa, încă o tigaie, așa arată,
Mai am una mai mică care este sora ei și e foarte practică, l-a încălzit ceva, pe asta am dat 10 lei. Și chiar sunt calitative, nu sunt așa... Pe asta am dat 21 de lei și sunt, stați așa să văd, cred că sunt două tigăi. Stați, așa, uitați că de aici se poate desface. Bun. Da. Oh, nu, este doar una și este cu capac. Interesant. Da, deci este doar una. Bun, mi-am mai luat un ceas pentru că nu am și vreau să-l pun pe perete. Niște, pe ceas am dat 21 de lei. Mi se pare super preț, nu știu cât se vede. Așa, iar aici am 3 cutii de depozitare cu capac pe care vreau să le scot. Așa arată. Sunt cu capac gri. Deci două sunt așa, mai joase și îmi place faptul că au prinderea asta la capac, deci sunt foarte safe și una este mai înaltă și asta are capac și asta e mai joasă. Și niște baterii Duracell. Opa! Ok, deci asta este capacul cutiei ălea și capacul de aici și niște baterii pentru ceas. Pe astea am dat 10 lei. Stați să vă zic și pe cutiile de depozitare cât am dat. Pe asta am dat tot 10 lei. Ok, deci astea mici sunt 10 lei. Două au venit 20 de lei și pe asta cred că a fost mai scumpă. Pe asta am dat 27 de lei. Dar se merită, sunt foarte practice. M-am trezit, nu știu ce o să se aleagă de vlogul ăsta, stați așa că nu stau bine. Dar am dormit, n-am mai făcut curat, am zis este mai important să mă odihnesc și apoi o să fac curat o oră decât să mă chinui și să-mi ia vreo 3 ore să fac curat. Curățenii pe care aș fi făcut-o în mod normal într-o oră dacă aș fi odihnită. Așa că am dormit și acum merg la unghii. O să vă arăt după ce vin. Gata, dragilor, am fost la unghii, am făcut curățenie prin casă, n-am mai apucat să filmez pentru că mă lungesc prea mult și după aia nu mai apuc să editez. Mi-aș dori să editez astăzi și m-am încurcat și cu recenziile astea de carte și mi s-au aglomerat cadrele filmate, dar sper să reușesc să le pun pe toate în ordine și să mai editez din ele. Nu știu cât mă vedeți de bine. Așa arată unghiuțele. Mi-am ales un model mai simplu. Ceva așa mai nude, cu un mic French. Și eu am vrut să le fac pătrate, dar tipa care mi le-a făcut a zis că degetele mele sunt mai groase și mai scurte și o formă pătrată le-ar scurta și mai tare, vizual. Așa că mi-a recomandat o formă rotundă și am zis ok, hai, fie cum e mai ok. Și într-adevăr îmi plac și astea rotunde, doar că un pic până mă obișnuiesc, pentru că eu n-am mai avut unghii cu gel de mult. Înainte mi le puneam când eram prin facultate, dar de atunci au trecut vreo 2 ani și da, trebuie să mă reacomodez cu ele, dar îmi place. Îmi plac că sunt așa lungi și simple. Bun. Și cam asta a fost ziua mea. Eu mai am treabă. Trebuie să mai scriu 3 știri și eu o să mă apuc de treaba asta. Nu știu dacă oare să filmez, să vă arăt cum scriu știrile. Mi se pare cam plictisitor. Poate o să fac altă dată un video pe tema asta și o să vă arăt atunci cum se construiește o știre de televiziune.
Momentan nu cred că am chef și nici energie să mai fac asta, dar o să vă arăt. Am scris deja prima știre și o să vă arăt un pic cum e structurată. Prima știre, depuneri de jerbe la statuile Mihai Eminescu și Ciprian Porumbescu din Suceava. Au fost înmânate premiul de excelență Mihai Eminescu și titlul de cetățean de onoare. Cred că o să șterg Mihai Eminescu pentru că se repetă de două ori în titlu și e de la sine înțeles. Așa. Bineînțeles, trebuie să-mi trec numele și să fac o descriere pentru Facebook, pentru că știrea va fi distribuită și pe pagina de Facebook a postului TV. Și apoi începe CV-ul. CV-ul este partea pe care o citește prezentatorul TV și pe care noi o citim în voice-over sau când dăm voce. Trebuie să fie format din două fraze, maxim, să fie destul de scurt. Apoi eu am început această știre cu ambianță, pentru că este o știre vizuală foarte mult și contează ambianța. După care VO-ul este voice-over-ul, adică vocea pe care o citește voice-over-ul pe știre. Această voce va fi ilustrată cu imagini, cu imagini video mă refer, nu la... Poate fi ilustrată și cu poze, dar preferăm videourile. Sunt mai expresive, mai bune pentru o știre de televiziune. După care, ambianță din nou și tot așa, voice-over, pentru că trebuie să fie oarecum dinamică știrea. Asta este o știre simplă, formată din voice-over și ambianță, însă sunt și știri mai complexe care pot conține sincroane. Sincroanele sunt și tot așa, le trecem, să zicem, după ambianță, ai sincron cu o anumită personalitate, să zicem, sau o anumită autoritate a statului. Sincron cu nu știu ce și trecem numele și funcția respectivului domn. Sincronul este un interviu scurt în care respectivul om, respectiva persoană vorbește la obiect despre subiectul dat. Și voxuri. Putem avea și voxuri. Voxurile sunt acele scurte interviuri luate persoanelor de pe stradă sau publicului până la urmă, oamenilor de rând care își exprimă părerea cu privire la subiectul dat, la întrebarea pe care o pune jurnalistul în teren. De obicei, da, acestea, am spus foarte bine acest cuvânt teren, pentru că de obicei toate acestea se iau în teren, nu prea poți să le iei așa. Mai sunt și sincroane telefonice, luate bineînțeles la telefon, așa cum îi spune și numele, dar cel mai bine este în teren, pentru că este video și arată altfel. Și cam așa ar trebui să arate o știre de televiziune. Sper că v-am satisfăcut curiozitatea și sper că v-au fost utile informațiile prezentate. Eu mă apuc să termin și alte două știri pe care le-am descris acum. Scuzați părul, scuzați cum arăt, pentru că eu sunt acasă, da, și scriu aceste știri în weekend, dar vreau să vă mai zic că am uitat ce vreau să zic. Legat de premontare. Tot reporterul este cel care, după ce a gândit știrea, cum ar vrea să arate și cum ar vrea să fie scrisă, el și premontează cadrele, adică taie sincroanele, taie cadrele de ilustrare, taie voxurile, în sensul în care alege exact ce trebuie să apară cu multul de informații, exact ce trebuie să apară în știre. Și apoi omul de pe tehnic sau monteorul doar unește acele cadre tăiate și pune vocea, pune imaginile peste și gata, trimite știrea către difuzare. Asta se întâmplă în televiziunile de știri la nivel local, pentru că la nivel național e mult mai complex procesul, este trimisă către verificare, sunt mai mulți oameni care fac acest proces de scriere a știrii și de formare a știrii, dar la nivel local, la nivel regional,
De obicei sunt vreo 2-3 oameni maxim care se ocupă de întreg jurnalul și atunci se fac cam de toate. Da, cam asta este. Nu știu dacă v-am zis, dar mama stă la noi și e foarte fain că suntem răsfățați, efectiv, pentru că astăzi, de exemplu, eu am fost la unghii, am și dormit ziua și singurul lucru pe care l-am făcut a fost să merg la piață și mama a făcut și mâncare și curat, dar mă simt așa prea răsfățată. Acum am venit aici la în bucătărie pentru că nu știu cum sunteți voi, dar eu simt nevoia în fiecare zi să stau singură, să stau eu cu mine așa un pic și să, nu știu, să stau liniștită, știi, să nu fie nimeni în cameră și să stau liniștită câteva minute, măcar câteva minute pentru mine e prioritar, e vital să fac asta. Și acum m-am refugiat un pic aici, în bucătărie, am închis ușa și mă uitam la un vlog de altor fete pe care le urmăresc. Mi-am pus zarea, un pahar de acesta de cidru sau nu știu ce e, cred, din afine. E foarte bun și nu beau. Mi-am pus așa pentru că mă face să mă simt mai bine, dar nu beau. Deci tot ce beau este fără alcool sau cu foarte puțin alcool și foarte rar. Dar chiar e bun. E așa un gust foarte pregnant de afine. Da. Și stau. Și beau un pahar singură. Dar hai să mai stăm. Hai să mai stăm așa, să nu spunem nimic. Mi se pare foarte fain să poți sta fără să trebuiască să spui ceva și mi se pare că confortul ăsta îl poți avea doar cu oameni foarte apropiați sau cu oameni noi pe care îi întâlnești, dar care îi simți ca fiind foarte apropiați de sufletul tău. Pentru că unii oameni îți cam consumă energie așa uneori. Și pe mine mă urmăresc rudele din partea tatălui, cu care noi nu avem o relație foarte bună din cauza invidiilor și vorbelor stârnite de-a lungul anilor despre noi și atunci noi am decis să ne depărtăm așa de ele și să le lăsăm în legea lor, să creadă ce vor, să spună ce vor. Și dar se mai aud așa din când în când vorbe despre faptul că aș posta pe Facebook, că m-aș filma, că nu știu ce fac, ceva ilegal. Mă rog, pe mine mă amuză lucrurile astea și mă las așa rece. Încă o chestie venită din, încă o lovitură din partea rudelor. Întotdeauna au fost invidioase pe mine și nu pot să pricep de ce, dar invidia e o boală grea. N-aș putea să o duc. N-aș fi atât de puternică încât să duc o boală de asta, pentru că te macină pe din interior. E un consum de energie acolo, deci e nașpa. Nu știu dacă v-am vorbit despre planurile mele pe 2022. V-am vorbit despre retrospectiva anului, despre ce am făcut în 2021, mă rog. Pe 2022 nu mi-am propus foarte multe. Vreau să mențin proiectele în care sunt angrenată acum, să continui să lucrez la Nest, să continui YouTube-ul, care este un proiect pentru mine și un proiect de suflet și chiar dacă nu aduce un profit, nu aduce o satisfacție în sensul de număr de vizualizări, pentru mine este un spațiu foarte drag și fac cu plăcere YouTube
și sper să continui în anul 2022. Și cred că pe plan profesional cam atât, cred că aș mai vrea să dau de permis. Și cam asta e. Și eventual să încep să strâng bani pentru o mașinuță. Iar pe plan personal, îmi doresc să mențin relațiile de prietenie și alte tipuri de relații pe care le am în momentul ăsta, să le mențin și în 2022. Sper ca oamenii să reziste alături de mine, pentru că eu pot fi uneori mai dificilă. Și nu neapărat în sensul că aș avea niște apucături, că nu fac nimic și sunt foarte... mă atașez foarte tare și atunci când iubesc, iubesc cu toată inima, doar că am anumite momente când vreau să fiu eu cu mine și e posibil să nu prea răspund la mesaje. Și pentru că nu, cred că ține de zodie, gemenilor nu le place în general să fie sufocați și vor timp ei cu ei, știi? Adică vor spațiu să respire, să nu trebuiască mereu să facă ceva. Așa suntem noi și sper ca oamenii din jurul meu să înțeleagă asta. Eu am mari speranțe că vor înțelege. Dar da, sper să nu fiu prea dificilă astfel încât să îi îndepărtez, pentru că sunt oamenii pe care îi am în momentul de față alături de mine și cu care, lângă care am intrat în 2022, sunt oamenii la care eu țin foarte mult și pe care îi iubesc și sper să nu se plictisească de mine, că în definitiv nu sunt așa interesantă. Da. Așa, la un pahar de vorbă, mai bârfim și noi, mai vorbim una alta. Acesta a fost videoul de astăzi, dragilor, eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare, nu uitați să dați un like acestui video dacă v-a plăcut, iar până când ne vedem...